În Episcopia de Bălți s-au desfășurat ieri lucrările adunării eparhiale sub președinția Preasfințitului Părinte Antonie. Mai întâi, membrii organismului deliberativ au participat la Sfânta Liturghie și o slujbă de tedeum oficiate de Episcopul de Bălți. Sfânta Liturghie și slujba de tedeum au fost săvârșite de Preasfințitul Părinte Antonie în Biserica Nașterea Domnului din Bălți. În continuare, s-au desfășurat lucrările adunării eparhiale. În deschiderea ședinței, ierarhul a evidențiat mai multe persoane care s-au implicat anul trecut în promovarea valorilor creștine și au sprijinit activitatea Episcopiei de Bălți. Am gratificat persoane care au sprijinit activitatea Episcopiei de Bălți în anul 2023. În acest an am acordat distincții și le-am mulțumit doamnei Mariana Osața, care este șefa de învățământ și cultură din Raionul Făleș, și doamnei Cristina Tambur, care este directoarea liceului Mihai Eminescu din Fălești. Le-am mulțumit pentru sprijinul acordat Episcopiei de Bălți și pentru activitatea lor de promovare a valorilor creștine și românești în spațiul basarabean. Mulțumim Bun Dumnezeu pentru tot ajutorul care l-am avut în anul 2023 și rugăm la fel ca și anul 2024 să avem același ajutor. După ce părinții consilieri au prezentat rapoartele de activitate de la nivelul eparhiei, Liliana Lungu, președintele Societății Femeilor Ortodoxe din cadrul Episcopiei de Bălți, a evidențiat activitățile desfășurate în anul 2023. Societatea a reușit să realizeze diverse activități în domeniul social, cultural, educațional, voluntariat. Am reușit în acest an să facem și două schimburi de experiențe importante în țară, la Iași și la Galați. Ne propunem și în viitor să realizăm activități necesare și utile în acest spațiu, să promovăm în continuare valorile creștine, să fim alături de cei care au nevoie. M-a impresionat foarte mult transparența activităților care s-au desfășurat în anul 2023. Asociația Femeilor Ortodoxe, fiind o asociație benevolă, dar cu atâta credință, cu atâta dăruire, care ne motivează și pe noi. Episcopia de Bălți este alături de noi prin oferirea burselor de merit elevilor care sunt harnici la carte și provin din familii social vulnerabile. De asemenea, Episcopia de Bălți intervine în cadrul diverselor activități culturale de promovare a valorilor naționale, culturale, cât și religioase. Episcopia de Bălți, de asemenea, este alături de cadrele didactice din instituția noastră de nenumărate ori, oferindu-ne bilete la diverse activități culturale și, desigur, ne oferă posibilitatea să cunoaștem țara, să participăm în cadrul diverselor pelerinaje. O concluzie mai mult ca pozitivă, dat fiind faptul că sunt în al doilea mandat, adică în anul 5, și pot să fac o retrospectivă și o comparație față de primii ani. Mă bucur că activitatea și succesele sunt în creștere și sper pe viitor să mergem în ascensiune cu noi succese. Am atras atenția la proiectele și programele pe care le desfășurăm și aici vreau doar să amintesc cel mai renumit, să zicem, programe. Anume este vorba despre proiectul Brațele Părintești și, desigur, programul de burse, unde avem cele două burse în cinstea Mitropolitului Visarion Puiu și a mecenas Vasile Stroiescu. Ne propunem și în anul acesta, în anul 2024, să dezvoltăm aceste proiecte și celelalte care mai sunt la sectorul social, filantropic și economic, prin aceasta dinamizând activitatea Episcopiei de Bălți și oferind în orașelor noștri alte oportunități pentru a-i susține și a-i ajuta. La final, ierarhul a mulțumit membrilor adunării eparhiale și celorlalți invitați pentru propuneri, dar și pentru sprijinirea activităților de la nivelul eparhiei. De asemenea, ierarhul i-a îndemnat pe clerici să acorde o atenție deosebită pastorației și îngrijirii bolnavilor.